Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou aici în studioul Producens Media, de unde vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și ca de fiecare dată și în seara aceasta v-am pregătit o ediție specială, o emisiune în care avem din nou un invitat special și mai ales o temă de discutat împreună, și anume despre situația aceasta de criză din țara noastră vecină, și anume Ucraina. Situație care, într-adevăr, ne pune multe probleme, atât nouă, dar în special celor care trăiesc acolo, celor care au fost nevoiți împreună cu familiile să-și părăsească casele și să-și caute adăpost. În special, înainte de a anunța în detaliu despre ce vom discuta în seara aceasta, aș vrea să-i spun un bun revenit unui prieten drag, unui om cu inimă mare pentru tot ce înseamnă viață, pentru tot ce înseamnă copii, așa că îi spunem un bun venit domnului Liviu Miheleanu, președintele Asociației România Fără Orfan. Liviu, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu drag, e o bucurie să ne revedem și mai ales să discutăm în seara aceasta despre o temă, bineînțeles, legată de situația din Ucraina, dar în mod special despre situația copiilor. Hai să ne uităm puțin la context și plecând de la realitatea pe care o vedem, nu e foarte dificil pentru noi să vedem, știm cu toții ce se întâmplă, vedem pe stradă, vedem în gare, vedem în aeroport. Ce am observat și vreau să spun, Liviu, și pornim de la subiectul acesta, călătoresc de foarte mult timp și văd cam care e traficul. Când a fost pandemie, cum s-a redus, cum se modifică, acum văd de asemenea un flux foarte mare. Dar ce observ în mod deosebit în această perioadă, în aeroport cel puțin, foarte mulți copii. Te uimește să vezi copii cu mame, copii de toate vârtele, care cu siguranță îi putem recunoaște că sunt străini, nu sunt din meleagul acestea. Și unul din efectele al acestei situații, acestui conflict armat, al acestei invazii, dăm voie să-i spun pe nume, este această migrație, este această, să spunem, tranziție a familiilor dinspre Ucraina către Este fapt o rupere a familiilor. Este o rupere a familiilor pentru că în cele mai multe cazuri tatăl rămâne în Ucraina. Copiii sunt luați de mamă, bunici și trec granița spre Republica Moldova sau spre România direct. Și cei mai mulți încearcă să meargă spre rude pe care le au undeva în Europa de Vest, astfel încât fiecare să-și găsească un loc în siguranță unde se poate să rămână pentru această problemă, pentru această perioadă dificilă. Într-adevăr, foarte mulți copii și foarte multe mame cu copii este unul dintre efectele cu care ne confruntăm și la care trebuie să facem față în momentul actual. Bun, tema generală, tema pe care o vom urmări în seara aceasta este următoarea. Copiii refugiați din Ucraina. Ce putem face? Cum îi putem proteja? Mai ales, cum îi putem integra în familiile noastre, în sistemul nostru de protecție? Da, aici trebuie menționate câteva aspecte. În primul rând, copiii care vin în România din Ucraina sunt din mai multe categorii sau mai multe statusuri. Pe de o parte, sunt copiii care vin împreună cu cel puțin un părinte. Da? Și atunci situația lor este oarecum ușor gestionabilă, pentru că totul depinde de ce dorește să facă părintele respectiv. Dacă dorește să ceară azil în România, dacă dorește să meargă în alt stat, dacă are rude în altă parte și dorește să plece mai departe, totul depinde de părinte și aici, practic, este o intervenție pentru a sprijini familia, bineînțeles ruptă, dar familia. Este vorba de un reprezentant legal, respectiv părinte sau reprezentant legal de genul tutorelui sau a persoanei familiei de plasament care are copilul, dar este un reprezentant legal împreună cu copilul. Din păcate, nu este singura categorie de copii care intră în România. Mai avem copiii neînsoțiți. Asta înseamnă copii care sunt în sistemul de protecție din Ucraina și care tranzitează spre România din cauza bombardamentelor,
sau tranzitează România spre o altă țară unde pot să beneficieze de servicii corespunzătoare. Ei bine, în cazul acestor copii care sunt neînsoțiți, există o procedură specială și trebuie să o cunoaștem ca să nu ne facem iluzii cu privire la ce putem să facem, dar pe de altă parte să și cunoaștem care este procesul acestor de intervenție pentru acești copii, pentru a preveni situațiile de trafic de persoane. Da? Trebuie să fim foarte direct și să spunem foarte clar, în astfel de situații, traficul de persoane crește. Pentru că acele persoane care urmăresc să facă așa ceva, pentru ele o situație de conflict, o situație de confuzie, o situație în care pot să ia sub pretextul benevolenței, da, un copil sau așa, o vor face. La fel sunt și cu femeile. Absolut, absolut. De aceea reacția societății civile este absolut fabuloasă. Deci ce vedem astăzi și la graniță și în gară și peste tot este absolut fabulos, dar trebuie să fim conștienți că printre aceștia care sunt oameni cu care merg și acolo din toată inima să ajute, printre aceștia sunt și oameni care vor să profite. Și atunci trebuie să avem toate antenele deschise și să fim atenți dacă cumva observăm o situație în care, nu știu, un adult ia un copil, îl bagă în mașină, nu se știe ce-i cu el, în situația aceea 112 și anunțat situația pentru a fi oprită mașina respectivă de către o patrulă de poliție și a se identifica cine este cel care pleacă cu copilul, cine este copilul, al cui sens. S-ar putea să fie tot ok, este în regulă, dar haideți să ne asigurăm de lucrul acesta. De asemenea, de câteva luni de zile există telefonul copilului. 119, e foarte ușor de reținut, da? 112, telefonul de urgență, 119, telefonul copilului. Cazuri de abuz, cazuri în care vedem că un copil este într-o situație de risc, punem mâna pe telefon, 119, reprezentanți din Direcțiile pentru Protecția Copilului din toată țara răspund 24 de ore din 24 la acest număr. Da, deci, asta trebuie neapărat spus pentru a clarifica câteva lucruri esențiale pe care le putem face în perioada aceasta. Neapărat antenele deschise pentru astfel de situații. Bun, în situația în care un copil vine neînsoțit în România, există o procedură care a fost publicată și în Monitor Oficial, în care instituțiile statului lucrează împreună astfel încât copiii să beneficieze de protecție. Copiii aceștia nu pot fi duși în tabere, spre exemplu. Nu pot fi duși în facilități care nu sunt acreditate în vederea oferirii de servicii rezidențiale în protecția copilului. Da? Deci dacă vine un orfelinat și am avut situații în care ni s-a cerut intervenția pentru a transfera orfelinate de 130 de copii, case de tip familial de 28-30 de copii, în situația în care astfel de copii intră pe teritoriul României, ei trebuie automat luați în evidența Direcției pentru Protecția Copilului și la graniță există un reprezentant, la fiecare punct de trecere frontieră există un reprezentant de GSPC și fiecare direcție de județ cu granițe Republica Moldova și Ucraina au echipe mobile de intervenție pentru astfel de situații. Da? Și în situația aceasta copiii sunt luați în evidența Direcției pentru Protecția Copilului și orice serviciu în care sunt plasați trebuie să fie un serviciu acreditat. De regulă, din ceea ce am văzut noi până acum, este vorba de volume destul de mari de copii. Vorbim de un număr minim 30, 50, 100, 150 de copii care sunt transferat și o parte dintre ei, o mare parte dintre ei, nu vin ca să rămână pe teritoriul României, ci au posibilitatea de a beneficia de îngrijire pe teritoriul Poloniei, spre exemplu, și atunci tranzitează, practic, țara noastră pentru a ajunge într-un alt serviciu, într-o altă țară. Indiferent care este situația, copiii aceștia trebuie înregistrați. Nu aș vrea să fim în situația în care la sfârșitul războiului să ni se spună că au intrat nu știu câți copii și nu știm de ei.
Da? Sau nu știu ce s-a întâmplat deci, sau ce să fie acuzată de... Da? Și să fim acuzați de alte lucruri. Din nou, dacă cunoașteți copii care sunt, nu știu, în tabere sau și sunt neînsoțiți, da? Nu au un părinte cu ei, anunțați Direcția pentru Protecția Copilului pentru a verifica dacă sunt luați în evidență. Da? Deci nu... Dar oricum cred că ar trebui cel puțin urmărit traseul unui copil. Fiind un copil, da, ne putem lua decizii de unul singur. Din momentul intrării pe tot parcursul, să spunem, traseul pe care are poate până la ieșirea din țară, trebuie să știe de fiecare dată pe unde e. Da, sunt deja proceduri și formulare aprobate astfel încât copilul în momentul în care intră pe teritoriul României să fie înregistrat cu toate datele, inclusiv persoana care îl însoțește, dacă vorbim de copii care nu sunt cu părinți împreună, și unde tranzitează, spre ce țară sau în ce zonă tranzitează, astfel încât să putem să avem o trasabilitate a copiilor. E foarte dificil pentru un copil neînsoțit să tranziteze, adică de intra la graniță, cu siguranță îi se permite să treacă, dar de ieșit singur, nu cred că mai poate ieși din România. Nu, dacă este singur, atunci Direcția pentru Protecția Copilului instituie măsură de protecție până când se termină războiul sau putem... Se încearcă aflarea unor detalii. Da, aici este iarăși un aspect important. Copiii aceștia beneficiază de o intervenție de urgență. Da, n-au acte, ți-ar putea să nu se știe absolut nici nume, nimic. Dar beneficiază de o intervenție de urgență. Asta nu înseamnă că prioritar este permanentizarea lor aici. Da? Prioritară este repatrierea lor. Dar asta nu poate avea loc decât în situația în care conflictul se termină, acolo există facilitățile necesare, astfel încât copiii să poată fi repatriați. Dar asta este prioritar. Și este foarte normal să fie așa. Gândiți-vă ce ar însemna ca noi să fim în situația Ucrainei. Da? Și copiii noștri cumva să se piardă la graniță și să ajungă într-o altă țară străină, unde repede înainte să existe o procedură de adopție și să fie adoptat în țara respectivă cu ruperea legăturilor de filiație și nu îl mai găsim niciodată. Cine și-ar dori asta? Nu. Orice părinte, orice unghi, orice mătușă și-ar dori ca acest copil să beneficieze de îngrijire, dar când se termină toată nebunia asta, să existe posibilitatea de a se ocupa de îngrijirea lui. Da? Și atunci trebuie să fim conștienți cu privire la ce avem aici, în momentul acesta. În momentul acesta avem o intervenție de urgență. Și aceasta este intervenția care trebuie făcută la acest moment. După finalizarea conflictului, și da, după ce putem să avem niște relații fluente între autoritățile din România și autoritățile din Ucraina, după aceea putem să discutăm despre alte lucruri. Așa este. Ca și noi, de altfel, și tu urmărești tirile și vreau să văd dacă cumva, cel puțin în zona asta a copiilor care vin, am văzut și eu poze, am văzut și eu tot felul de clipuri cu copii care vin neînsoțiți, care vin cu bagaje, cu fiecare cu ce a putut, cu cățelul, cu jucăria în brațe. Și vreau să zic dacă cumva ai observat vreo informație care, într-adevăr, să nu fie corectă, să nu fie reală. Oh, este apropo de fake news. Da. Este perioada în care fake news... După cum spuneam, există acești indivizi care de-abia așteaptă perioade de genul acesta de confuzie și așa pentru a profita. Și fake news-urile sunt aruncate în mass media tot cu același scop. Cred că în primele zile de la izbucnirea conflictului a apărut un meme din acesta foarte emoționant cu o femeie din Mariupol care tocmai născuse și sunt doi gemeni care au nevoie de adopție și în, cum să spun, în inocența românilor exista multă empatie și dorință de a adopta copiii respectivi. Ei, meme-ul acela avea un număr de telefon unde trebuia să suni și n-am urmat procesul respectiv, dar în mod sigur acolo se cereau sume de bani, poate nu foarte mari și așa, și în spate era cel mai probabil o intenție de a profita de toată situația asta. Trebuie să fim atenți la lucruri de genul acesta, să verificăm sursele,
și să fim informați, corect informați, cu privire la care este statusul unui copil ucrainian care ajunge în România. Da? Să luăm exemplul acelui fake news. Dacă mama ieri a născut copii în Mariupol, cum au ajuns gemenii astăzi în România? Deci era primul lucru care ar fi trebuit să sară imediat în atenție când ceva nu este în regulă. Și apoi, dacă gemenii ajung în România, prima măsură este de plasament în regim de urgență. Da? Nu sunt disponibil pentru adopție în secunda 2. Din următorul motiv. Poate mama într-adevăr a murit acolo, dar poate există tatăl în viață, poate există unchi, mătuși, bunici care doresc să se ocupe de îngrijirea lor și atunci cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne ocupăm de îngrijirea lor de urgență la o familie de plasament sau la un asistent maternal profesionist până când autoritățile pot să comunice și să identifice rudele astfel încât copiii să fie repatriați și integrați în familia lor. Da? Deci trebuie să urmărim aici interesul copilului în primul rând. Acestea fiind spuse, nu vă mai uitați după știri de genul bebeluși care au nevoie de adopție urgentă să sunați la numere de telefon. Deci sunt niște fake news-uri grosiere. Așa este, pentru că sigur, noi și poate e bine să fim așa. România o inimă acum s-a văzut foarte, foarte ușor de... Eu am fost uimit de răspunsul pe de sensibilizat, foarte ușor de sensibilizarea pe care am văzut-o atât din partea populației cât și din partea autorităților. Și aici trebuie să spun, modul în care colaborăm cu autoritățile, mai ales în ultima perioadă, este absolut fabulos. O deschidere extraordinară pentru a rezolva orice situație. Este incredibil modul de coalizare a lucrurilor. Bun, legat de implicarea la nivel de organizații, că ați vorbit la nivel personal, acum dacă sunt organizații și vedem asta și în biserici care s-au implicat și care necesită un ajutor anume. Pentru că acum tu știi foarte bine și noi am mai discutat asta, copiii sunt copii, într-adevăr ne plac, dar unii într-adevăr au inclusiv anumite traume acum după conflictul acesta sau pe drumul pe care l-au avut. Copiii au reacționat și ei așa cum probabil reacționează majoritatea oamenilor, poate chiar în mod deosebit, au rămas. Unii au nevoie chiar de tratament. Cum se implică, să spun, cel puțin la nivel, dacă există vreo hotărâre, vreo decizie la nivel de asistență medicală, nu numai la nivelul... Pentru că de mâncare, de îmbrăcăminte ne mai descurcăm, dar la medicină nu prea ne pricepem. Da, aici lucrurile trec dincolo de medicină, pentru că vorbim de niște traume majore care au loc în viața copiilor. În primul rând, asistența la bombardamente și la o stare de insecuritate și, în fine, toate lucrurile pe care le-au trăit în Ucraina deja și-a pus amprenta asupra echilibrului lor psihoafectiv și psihoemoțional. Apoi ruperea familiei, ruperea relațiilor care au construit până la urmă stabilitatea, siguranța, sentimentul de apartenență. Ruperea acestor relații în acest context adaugă o componentă absolut semnificativă la impactul traumatic asupra copilului și asupra familiei. Și nu în ultimul rând ieșirea din mediul cu care s-a obișnuit, mediul în care a crescut, tranzitarea spre medii necunoscute care se schimbă în permanență. Gândiți-vă că sunt oameni care au mers câte 50 de ore să ajungă în România și după aia încă vreo 20 de ore să ajungă în București, unde au dormit într-o biserică, da? Pentru că exact. Și aici avem Ukraine Bucharest Churches 22, o inițiativă a bisericilor din București care s-au adunat împreună și care oferă o asistență la un nivel destul de profesionist, cum cazare pe timp de noapte temporară sau de pe perioadă mai lungă, cu asistență socială în privința rezolvării problemelor de viză și orice altceva mai au nevoie.
asistență pentru continuarea călătoriei, pentru cei care doresc să meargă mai departe și așa mai departe. Ei vin în astfel de centre, da, cum spuneam, unde stau o noapte, două nopți, după aia pleacă mai departe. Toate lucrurile acestea au un impact traumatic major și perturbă psihoafectiv. Însă, aici nu putem să ajutăm foarte mult în acest moment decât dacă ei rămân alături de noi o perioadă mai lungă de timp. Dacă ei transitează mai departe, va trebui cumva să fie preluați de către serviciile celorlalte state. Dar cei care rămân în România, în mod sigur, în mod evident, au nevoie de suport, au nevoie de consiliere. Unii dintre ei sunt în stare de șoc. Da? Deci, unul dintre tinerii care au venit la acest centru al Ukraine Bucharest Churches tremura, a fost luat în brațe și de-abia după ce i s-a spus că este în siguranță, a început să plângă și a putut să vorbească despre ce i s-a întâmplat. El ieșea din Kharkov, din universitate, și lângă el, colegul lui a fost împușcat în cap, a căzut mort lângă el. Impactul traumatic a fost atât de puternic încât el a intrat într-un șoc și a tremurat până în momentul în care l-a luat cineva în brațe să-i spună că e în siguranță. Ceea ce a durat ceva timp. Și după aceea a fost prima noapte în care a putut să doarmă. Sunt lucruri care au, evident, un impact major în alte situații. O tânără care a venit 17 ani, da, minoră, a venit cu bunica și cu încă un frate, era într-o adrenalină continuă pentru că ea trebuia să se ocupe de viză, de pașapoarte, de acte și așa mai departe. De-abia când a putut să răsufle, a avut timp să plângă. De-abia atunci a putut să povestească despre ce i s-a întâmplat, despre faptul că în fața lor au fost scoși și oameni din mașină, împușcați de soldați care au luat mașina și au plecat. Puteau să fie ei acolo. Deci sunt lucruri cu impact major care li se întâmplă și care vor avea nevoie și au nevoie de consiliere și de suport profesional, care trece dincolo de actul medical al rănilor fizice și care au impact semnificativ pentru tot restul vieții. Este strigătul la cer, să zic așa, și mi-aduc aminte de imaginea asta pe care am văzut-o la graniță, copiii venind înfrigurați, ger, încă mai e ger în România, cel este, puțin noaptea. Este, cel puțin este o iarnă târzie, din păcate. Da, și oameni care fug de moarte și ne bucurăm că putem face lucrurile acestea, dar, așa cum ai spus până acum, e bine să facem așa cum trebuie, astfel că să fim cât mai utili și să nu, de fapt, să facem mai mult rău, fără să cunoaștem nici legislația și mai ales modul în care să ne raportăm la copiii aceștia. La punctele de trecere a frontierei, cel puțin la cele pe care le-am văzut personal, sunt deja destul de bine organizate zonele de refugiați, iar UNICEF-ul a deschis la câteva puncte de trecere a frontierei, chiar așa numitele blue dot-uri, niște containere încălzite cu mobilier foarte decente, în care cei care ajung în trec în România pot să rămână, să se odihnească puțin, să alăpteze copii, să-i schimbe, să se încălzească și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, eu zic că România totuși este un exemplu pozitiv. Chiar am vrut să te întreb așa, e o întrebare mai dificilă pentru tine, dar adică fără să fii politic corect, chiar vreau să te întreb, cum vezi tu pregătirea la nivelul de pregătire și la nivel de, să spunem așa, profesional, da? Vorbim de asistenții sociali sau cei care sunt implicați la nivelul de pregătire și apoi și la nivelul de implicare, adică dacă sunt oameni chiar dedicați sau cum vezi tu lucrând sau cum îi vezi? Cum îi simți? Da, în domeniul asistenței sociale întotdeauna au fost, lucrurile au fost destul de
încurcate, pentru că mulți oameni au intrat în zona asistenței sociale neavând pregătire profesională de asistent social, ci pur și simplu n-au avut altă opțiune și atunci s-au orientat spre mari angajatori. Iar unul dintre mari angajatori a fost încă de la sfârșitul anului 90, începutul anului 2000, DGSPC-ul. Da? Și din cauza aceasta există încă oarecare umbră cu privire la profesionalismul asistenței sociale din România. Însă lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimul timp. Avem facultăți de asistență socială care scot asistenți sociali foarte buni. Avem asistenți sociali foarte dedicați, atât pe intervenție de urgență, cât și pe diverse tipuri de intervenție. Lucrurile se profesionalizează destul de mult și acestea sunt momentele în care poți să vezi profesioniștii dedicați. Și poți să-i vezi la granițe, poți să-i vezi în direcții rezolvând realmente cazurile, poți să-i vezi pe teren, poți să-i vezi și în birouri, pentru că asistentul social are această dublă responsabilitate, atât pe teren cât și pentru partea birocratică, să-i spunem, dar până la un punct necesară a sistemului. Și dacă este să ne referim la sistemul de protecție a copilului, da, mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar totuși lucrurile merg într-o direcție bună. Bun, și acum ne întoarcem la întrebarea noastră de bază, la care am pornit. În cazul în care se îndeplinesc, să spunem, anumite condiții, există vreo șansă ca unul dintre acești copii, unii dintre ei să fie totuși adoptat sau posibil adoptabil în România? Există, dar haideți să vedem ce ar însemna un traseu de genul acesta. Da? Să spunem vorbim că au ipotetic, venit, da? Da, ipotetic, au venit copiii în România, neînsoțiți, nu se știa cui sunt și așa. Nu este un grup mare, ca să zicem că este un orfelinat unde cunoaștem de unde vine, să avem și îngrijitorii cu el și așa. Este un grup mai mic de copii. Copiii aceștia, în principiu, trebuie plasați în servicii familiale, în mod special dacă au până în 7 ani. Ceea ce înseamnă asistent maternal profesionist sau familie replasament. Și aici, cred că ar merita să punctăm un lucru. Orice persoană sau familie din România care dorește să ia în plasament, da? Și vom discuta despre ce înseamnă asta, exact. Copii care intră în sistemul de protecție, că sunt sau nu sunt din Ucraina, pot să meargă la Direcția pentru Protecția Copilului și să solicite atestarea ca familie de plasament în regim de urgență. Da? Și ei vor fi evaluați și în situația în care vin copiii care au nevoie de plasament în regim de urgență, vor fi evident plasați cu prioritate la asistenț maternal sau persoane și familii de plasament. Și aici este o mare oportunitate în momentul de față de a veni în sprijinul copiilor care au nevoie de această intervenție de urgență, de a ne oferi ca și familii de plasament pentru plasarea copiilor până la definitivarea situației lor. Acum, trebuie să luați în calcul faptul că copiii ucrainieni nu cunosc limba română. Da? Și, în mod special, dacă cunoașteți limba ucraineană sau limba rusă, veți avea un avantaj în sensul acesta și nu doar un avantaj, este o oportunitate de a fi alături de ei. Dacă nu cunoașteți rusă sau ucraineană, va fi mai dificil pentru că există o barieră de limbaj care se adaugă istoricului traumatic despre care am vorbit și va fi o combinație destul de dificil de gestionat, dar cu o pregătire adecvată și cu suportul corespunzător după integrarea copilului în familie sau pe parcursul integrării copilului în familie, nu este insurmontabil. Bun, deci copiii vin într-o formă de plasament și plasamentul acesta este până la definitivarea situației. Asta ce înseamnă? După soluționarea conflictului respectiv, autoritățile din România trebuie să ia legătura cu autoritățile din Ucraina pentru fiecare caz în parte.
să vadă, ok, copilul acesta este aici, de unde a venit, cine-i sunt rudele și prioritatea va fi repatrierea în vederea integrării în familia biologică sau extinsă din Ucraina. Dacă lucrul acesta nu este posibil, da, și mergem pe o variantă ipotetică în care s-a terminat războiul, nu sunt identificate niciun fel de rude, nu avem unde să repatriem copilul, în situația aceea există posibilitatea ca copilul să intre, să zicem, oficial în sistemul de protecție al României pentru declararea adoptabilității. Dar este o variantă destul de puțin probabilă. Sau cealaltă variantă este în care copilul se întoarce în Ucraina, autoritățile din Ucraina au posibilitatea de a prelua în îngrijire copilul și, având în vedere că au dezvoltat o relație de atașament cu copilul, îi pot aplica pentru adopție internațională. Și e posibil ca de asemenea autoritățile ucrainene să-și facă, să spunem așa, datoria de țară și să încerci la un moment dat să aibă un raport. Cred că nu numai din România, din peste tot, câți cetățeni au ajuns, câți copii. Probabil la nivel european se va face cu siguranță asemenea statistică, pentru că cu siguranță vor fi invitați să revină. Evident, evident. Faptul că toți copiii sunt monitorizați și înregistrați la intrarea pe teritoriul României este un lucru foarte bun, pentru că noi atunci vom avea niște evidențe cu care să comparăm ceea ce există în Ucraina acum ca înregistrări la punctele de trecere a frontierei și cu ceea ce va exista în celelalte țări și să construim un fel de trasabilitate. Bun, și asta mă bucură că statul a intervenit nu foarte rapid, aproximativ după 24-48 de ore a fost așa, până când statul și-a instalat autoritățile și-a instalat corturile. Și mi-aduc aminte de Siret și la Sighe, da? La Isaac ce a fost mai ușor? Vorbim de cele trei mari puncte de frontieră. Și pentru că luăm situația în care trece copilul singur sau mama cu copilul, pentru că am putea vorbi chiar de o dramă serioasă în care un trafic de persoane se întâmplă și cu mama și cu copilul, mama fiind mult mai șantajabilă în momentul când fiind cu un copil. Știți că se întâmplă, din păcate, mintea omului când e vorba de făcut rău nu are limite. Și cel puțin în primele ore nu s-a ținut cont, adică cine vine, hai să vrei, unde vrei, și Dumnezeu știe. Sper că nu s-a întâmplat nicio tragedie. Sper, zic lucrul acesta, și că toți care au și trecut. Și noi sperăm. Tocmai de aceea facem din nou un apel. Dacă cunoașteți copii care nu sunt cu părinți, asigurați-vă că sunt luați în evidența Direcției pentru Protecția Copilului din județul sau sectorul în care sunt copiii. Să ne asigurăm de lucrul acesta. 119 este un număr de telefon, telefonul copilului. 119 e un număr foarte ușor de reținut. Țineți este minte, ușor, stiu. Este recent lansat din iunie, cred că există oficial. Țineți minte, nu este vorba numai despre copiii din Ucraina, este un număr pe care îl putem folosi pentru... Este un număr național care a fost deschis pentru copiii din România, dar în acest context, evident, orice semnalare se poate face la acest număr de telefon. Bun, dacă tot ne întoarcem către copiii din România, hai să vedem ce se mai întâmplă, cum mai este, că ce putem face, pentru că, de adevăr, discutam noi cu ceva vreme în urmă că s-au făcut niște pași și, slavă Domnului, că și tu și organizația la care ești președinte s-a implicat destul de mult, inclusiv în partea aceasta legislativă de propuneri și feedback acolo unde a fost nevoie. Totuși mai sunt pași de făcut și în partea asta a legiuitorului, cum spunem noi, dar și în partea noastră. Și aici avem noi o problemă, pentru că până la urmă noi ca oameni, în calitate de creștini, în mod special, avem datoria aceasta morală, să spunem, divină chiar, de a îngriji de văduvă și orfan. Uite ce repede putem pune în aplicare lucrul acesta. Da, sunt aspecte foarte practice de îngrijire, pentru că realitatea din România nu s-a modificat foarte mult de când a început războiul din Ucraina, doar s-a amplificat cu ceea ce am discutat mai înainte. Dar în continuare există copii care sunt luați în protecție specială din diverse motive. În continuare sunt copii declarați adoptabili mai mulți decât adoptatori atestați.
Da, toate modificările acestea legislative care s-au întâmplat în ultima perioadă au dus la efectul pe care ni l-am dorit, acela de a nu mai ține copiii blocați în sistem, copiilor să le fie declarată adoptabilitatea, să fie disponibil pentru adopție, procesul de atestare pentru familiile adoptive să fie unul fluent. Și lucrurile acestea se întâmplă, dar suntem în situația în care avem aproape de două ori mai mulți copii declarați adoptabili decât familii atestate. Deci mai e mult de lucru până când... Da, deci este lăudabil faptul că ne dorim să adoptăm copii ucrainieni, dar există copii în sistemul de protecție din România care au nevoie de adopție astăzi și sunt disponibili astăzi pentru adopție. Asta e, aici știu că voi faceți un lucru foarte frumos și anume ajutați, oferiți consiliere, pregătire, încurajare, chiar îi ajutați în tot ce privește procesul acesta de atestare. Adică, pur și simplu, ceea ce tu ai trebuit să înveți de unul singur, practic, mă spuneai odată că acum e mult mai ușor decât să faci lucrul acesta de a te atesta, decât cum ați făcut voi, tu și cu soția ta, acum cu mulți ani în urmă. Și mai ales acum îi puteți, fără nicio problemă, oferi ajutor, consultanță, sfătuire. Da, chiar în seara asta este o sesiune de informare în vederea adopției pentru toți cei care doresc să afle mai multe informații. De obicei sunt sesiuni pline în care interesul pentru adopție este destul de mare în momentul de față, față de ce era acum câțiva ani. Trebuie să recunosc asta. Da, pentru că mulți dintre cei care doresc să adopte au o problemă cu infertilitatea sau o problemă. Și aici avem o altă problemă pe care și am înțeles să o discutăm cu tine și vreau să o repet în fața telespectatorilor noștri. Întotdeauna noi privim adopția, sau cel puțin eu am făcut greșeală să privesc adopția ca o soluție a unor probleme pe care le am eu sau dorințe pe care le am eu. Îmi doresc pentru că nu pot. Sau știu eu, mi-aș mai dori un copil. Avem un copil natural, avem un caz real, da? Avem un copil natural, mai dorim unul. Dar, de fapt, adopția, și asta am înțeles să o discutăm cu tine de-a lungul timpului, nu este pentru mine. Nu este pentru adoptator, este pentru cel care urmează să fie adoptat. Practic, el este cel care beneficiază și el vine la tine nu ca să satisfacă ție o nevoie sau știu eu, o dorință, ci ca să fie el adoptat. Să fie ajutat. Da, de altfel, după cum ați văzut și din discuția noastră anterioară, discuția a fost despre intervenția pentru copil, pentru protecția copilului și ce este mai bine pentru copil și pentru evoluția lui. Și același lucru cred că trebuie să-l avem în vedere în orice privință atunci când vorbim despre adopție și protecția copilului. Care este binele copilului, care este interesul copilului, care este nevoia copilului. Și trebuie spus că adopția nu este un proces simplu, nu atât din perspectivă birocratică. Birocratic este un proces fluent. Vorbim de 3 luni de atestare ca adoptator, vorbim de 2 ori mai mulți copii adoptabili decât adoptatori atestați. Mai degrabă vorbim despre dificultățile de integrare a copilului în familie. Nu întotdeauna faptul că este un copil mai mic ca și vârstă este mai ușor integrabil, depinde foarte mult de istoricul traumatic, istoricul medical, depinde foarte mult de ce înseamnă recuperare psihoafectivă, depinde cât timp a stat copilul fără afecțiune, fără o îngrijire parentală. Și tot procesul acesta de integrare a copilului în familie nu este unul foarte simplu. Este un proces pe care trebuie să ne-l asumăm, nu atât pentru a ne satisface noi o nevoie, ci cât pentru a ajuta un copil să se integreze și să se dezvolte într-un mod frumos pentru societatea asta. Este o schimbare de paradigmă. Mesajul acesta, stimați prieteni, ceea ce am discutat în seara aceasta este un mesaj care merită distribuit. Vă rog să faceți lucrul acesta. De asemenea, Liviu, împreună cu organizația Asociația România Fără Orfan, vă stă la dispoziție și pot să mai menționez încă o dată site-ul și pagina de Facebook, Liviu. Da, RomâniaFăraOrfan.ro, ca atare, fără diacritice, fără nimic, RomâniaFăraOrfan.ro. Acolo puteți să găsiți și
înscrieri pentru lanțul de rugăciune. Avem un lanț lunar de rugăciune în care puteți să vă, să vă înscrieți, în mod special în perioada aceasta. Credem că este chiar mai multă nevoie de asta. Acolo puteți să găsiți resurse despre atât despre procesul plasamentului adopției, cât și despre cum putem să integrăm copiii în familii adoptive sau de plasament. Acolo puteți să găsiți și informații despre sesiune de informare pe care le organizăm, cât și grupuri de suport. Apropo de sesiune de informare, de pregătirea pe care voi o faceți, cam la cât timp sau cam care este fluxul așa de... În ultima perioadă am abordat întâlniri lunare în care punem o limită de 20 de participanți ca să putem să avem interacțiune. Totuși se poate discuta. Da. Și am ajuns la acest format pentru că formatul acesta one-to-one de multe ori nu răspunde tuturor întrebărilor pe care le au adoptatorii. Nu pentru că nu ar pune întrebări, ci pentru că nu știu ce întrebări să pună. Foarte important. Sunt, de cele mai multe ori, la sfârșitul acestor sesiuni, ni se spune, am primit răspunsuri la întrebări pe care nu mi le-am pus. De ce? Pentru că atunci când ești singur și te gândești la perspectiva adopției, este una, dar atunci când vin mai mulți și se gândesc la această perspectivă și pun întrebări, bun, dar cum va fi cu... istoricul traumatic, cum va fi, care sunt grupele de vârstă disponibile pentru adopție și așa mai departe, ce facem cu apartamentul, avem nevoie de proprietate personală sau nu. Sunt lucruri la care poate nu te-ai gândit și atunci îți dai seama că ți se răspunde la niște întrebări pe care nu ți le-ai pus, dar nici nu le-aveai clarificate. Și așa am ajuns la formatul acesta de sesiuni de informare de grup. După care, evident, pot fi sesiuni de consiliere, pentru că fiecare adoptator este are motivație istoric și context individual și atunci, da, posibil să fie nevoie de mai mult în direcția asta. După care există, evident, procesul de atestare al direcției. Putem să stăm alături și în această perioadă cu informații de care ar putea să aibă nevoie sau neclarități și ulterior este, consider eu, etapa cea mai importantă după ce a ajuns copilul acasă și este nevoie de un grup de suport în care nici copilul să nu se simtă că este un ciudat pentru că este adoptat, ci să vadă că există mulți copii în această situație. Și să dezvolte relații cu ei și nici părinții să nu creadă că ei sunt singurii care trec prin dificultăți și în momentul în care încep să înțeleagă că sunt dificultăți comune și că sunt totuși niște pattern-uri de comportament care se întâmplă și înțeleg cum să le abordeze și cum să treacă peste diverse etape, deja lucrurile se pot îmbunătăți semnificativ. Au fost multe adopții care ar fi putut fi ratate și care sunt un succes datorită faptului că au existat grupuri de suport unde să înțeleagă care este procesul copilului și că nu este comportamentul copilului de la momentul respectiv, nu era îndreptat împotriva lor, ci era un comportament normal, natural, generat de situația prin care trece. Mă bucur pentru ceea ce faceți. Practic, vă ocupați de tot ce înseamnă pregătirea înainte de adopție și apoi consilierea și consultanța aceasta post-adopție, pentru că odată copilul adoptat apar alte nevoi, alte întrebări și cu siguranță e nevoie de consiliere, de încurajare, de grupul acesta de suport, de rugăciune foarte mult și mai ales de dragoste. Învățăm de la ceilalți, învățăm să ajutăm pe ceilalți și de asemenea să împărtășim dragostea noastră și copilașilor. Fie că sunt copii din Ucraina, dar în mod special a celor din România. Apropo, chiar am văzut de multe ori pe Facebook foarte multe critici referitoare la gestul acesta de a ajutora copiii, de a ajutora pe refugiați. Oarecum spunând, de ce vă concentrați asupra lor și nu aveți grijă de România, de copiii din România? Răspunsul l-am găsit și eu și, nu știu, chiar vreau să aflu părerea ta
De obicei, cei care îi ajută acum pe cei din Ucraina sunt tot aia care îi ajută și pe români. Este și percepția mea, da. Da. Cei care spun de ce nu îi ajutați pe cei din România, ei nu îi ajută, de fapt, pe cei din România. Aceeași poveste cu copiii care dorm noaptea, știi tu, înainte de culcare, da. Fără să mănânce nimic, se duc copiii dorm și, adică, într-adevăr, e o realitate, dar... Da. Dar i-aș îndemna pe oamenii aceștia, dacă ei simt că, ok, se duc mult prea multe resurse spre zona aceasta a ajutorării copiilor și a familiilor, persoanelor din Ucraina, îi îndemn să se ocupe de copiii din România, pentru că, în mod evident, este o plajă generată de oportunități. Știți cum e o prioritate zero și mi se pare și mi-e și jenă să mai postez sau să mai vorbesc despre suport pentru producție, pentru că îmi dau seama la câte nevoie în partea cealaltă nu se pune problema. Adică și noi dăm la rândul nostru și ajutăm pentru că prioritatea nu este să spunem ce vom face noi, că noi, la vă, domnule, încă e ok, dar și oamenii care, într-adevăr, nu știu dacă voi mai trăi până mâine sau vor avea ce să mănânce. Da, este o urgență. Este o urgență și atunci, în situația în care ai o urgență, te ocupi de această urgență. Asta nu înseamnă că celelalte nevoi deodată s-au rezolvat. Nu, ele rămân în continuare probleme de rezolvat, dar pe măsură ce caracterul de urgență o să înceapă să descrească, atunci putem să ne orientăm, să ne reorientăm sau să ne orientăm mai mult și spre lucrurile care rămân în mod evident descoperite în perioada aceasta. Și mai este un aspect important pe care aș vrea să-l atingem, pentru că majoritatea dintre oamenii de bună credință care intră în procesul acesta al ajutorării, în mod special a persoanelor care vin din conflictul armat din Ucraina, vin cumva nepregătiți pentru a face ei înșiși față la situația prin care ei înșiși trec. La ce mă refer? Specialiștii vorbesc despre așa numitul stres, despre așa numita traumă secundară. Da? Deci vorbim despre o traumă primară pe care cei din prima linie, ca să spun, o trăiesc la prima mână, dar există trauma secundară pe care fiecare om care se implică o trăiește în momentul în care ia în brațe un om care tremură și îi povestește ce s-a întâmplat, în momentul în care face din briefing cu o persoană care îi povestește ororile prin... Este o încărcare. Este o încărcare pentru că suntem oameni, nu are cum să nu ne afecteze lucrul acesta, ne afectează pentru că nu am fost creați pentru așa ceva și ne afectează. Ne afectează ororile războiului, indiferent că sunt la prima sau la a doua mână. Și există această zonă de traumă secundară pe care trebuie să o conștientizăm și la rândul nostru să ne o gestionăm și să ne autoprotejăm astfel încât să nu ajungem noi înșine într-un burnout fizic sau psiho-emoțional. Confirm, chiar înainte de emisiune am avut o convorbire cu un coleg din Polonia și am vorbit de foarte multe ori cu el la telefon, dar era total schimbat. Îmi spunea că deja pregătea apartamentul în care stăteau, am împărțit cu familii de refugiați, deja am mai trecut să câteva familii în tranzit. Și în Polonia, ca și la noi, foarte mulți sunt în tranzit. Și pregătea deja pentru o altă familie să vină. Dar era total schimbat. Îmi povestea, era un om, parcă era el acolo, parcă trecuse prin... Deci, probabil, trecea prin faza aceasta de încărcare cu poveștile de viață ale oamenilor acestora. Da. Este trauma secundară, care este definită de specialiști, adică nu este ceva nou. Dar noi nu suntem pregătiți să o gestionăm pentru că nu ne gândim la ea. În general, oamenii care merg acolo să dea o mână de ajutor și așa, nu sunt specialiști în zona psihologiei sau asistenței sociale și atunci intră cumva nepregătiți în povestea aceasta. Este bine cel puțin să conștientizăm că există acest risc al traumei secundare, că există acest risc de a fi afectați de tot ceea ce se întâmplă la un nivel mult mai profund în momentul în care intrăm în contact direct cu trauma primară și
să ne găsim mecanismele de reziliență, mecanismele de suport în familie, în comunitate, astfel încât să putem să trecem prin perioadele acestea și neapărat să avem grijă de noi înșine în privința somnului, a odihnei, a necesităților fizice pe care și noi le avem. Altfel nu vom putea să rezistăm pe termen lung. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu, să ne dea putere să facem totul cu dragoste, cu înțelepciune și apoi, din punct de vedere legal, să fim la fel de vigilenți și să notificăm autoritățile de fiecare dată atunci când observăm ceva în regulă. Țineți minte numărul acesta, 119, este un număr pe care îl putem folosi atât în perioada aceasta, dar și după aceea este un număr pentru copii, numărul copilului, în care putem atrage atenția autorităților asupra unui posibil pericol sau unei super probleme. Liviu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Mulțumesc pentru invitație. Ca întotdeauna a fost o încântare să stăm de vorbă. Pentru mine întotdeauna e o încărcare pozitivă de discuția noastră. Fiecare emisiune mă transformă și, slavă Domnului, sper că lucrul acesta s-a întâmplat și în inima telespectatorilor noștri, mai ales că fiecare dintre noi suntem, să spunem, datori, spun din punct de vedere creștin, în a ne implica. Nu este opțiune, suntem chemați să slujim pe orfan, suntem chemați să slujim pe vădumă, suntem chemați să slujim pe cel căzut între tâlhari și așa ne vom putea duce cu bine, să spunem, dragostea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o și noi, ca purtători de dragoste și luminitori ai dragostei, arătându-ne în aproapele nostru. Cine este aproapele nostru? Și românul, și ucrainianul, fiecare dintre cei care sunt împreună cu noi, să-i lujim așa cum Domnul Hristos ne-a ajutat, ne-a lujit nouă. Fii binecuvântat, Liviu, Domnul să binecuvânteze lucrarea pe care o faci. Amin. Mulțumim. Stimați prieteni, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit în grațele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!